Pumii. Câinele de rasa Pumii este originar din Ungaria. În jurul secolului al XVII-lea, negustorii de animale au adus din Franța și Germania, în Ungaria, primele exemplare de câini terieri ciobănești. Crescătorii de câini unguri au obținut câinele Pumii în urma numeroaselor selecții și încrucișări dintre câinii de tip Pulii, care trăiau în Ungaria, și terierii nou veniți. Rasa a fost recunoscută oficial în anul 1966, însă a rămas destul de necunoscută în afara Ungariei o perioadă lungă de timp. În anul 1990, primele exemplare de câini Pumii au pătruns și în Statele Unite ale Americii. De-a lungul vremurilor, maghiarii au folosit acest minunat câine la paza fermelor, locuințelor, a fost un câine comun de fermă, folosit la mânat și păstorirea oilor, cirezilor de vite, porcilor, la prinderea rozătoarelor dăunătoare, ca și câine de spectacol, terapie sau animal de companie. Pumii este un câine de talie medie, are un corp pătrățos, musculos, corpul are o formă ușor alungită, botul este destul de îngust, ochii sunt mari, oblici, ușor depărtați, de culoare închisă, maro intens, nasul poate fi de culoare negru sau gri închis, urechile sunt îndoite la margine, acoperite de un păr aspru, zbârlit, așezate pe lateralele capului, erecte, gâtul este scurt, spatele drept, coada este scurtă, de obicei o ține ridicată în sus, spre spate, membrele sunt scurte, puternice, blana este formată dintr-un păr des, aspru, zbârlit, cârlionțat, ce formează smocuri. Culorile blănii pot fi gri argintiu, negru, alb, brun roșcat, gri cărămiziu. Unele exemplare pot avea unele pete albe pe față, în zona pieptului sau pe membre. Înălțimea este cuprinsă între 33 și 46 de centimetri. Greutatea este situată între 8 și 16 kg. Durata de viață este cuprinsă între 12 și 16 ani, însă au fost și exemplare care au trăit chiar și până la 19-20 de ani. Câinele din rasa Pumii este deosebit de inteligent, vioi, ager, mereu activ, isteț, învață repede cu destulă ușurință, este ușor gălăgios, caută ceartă uneori, pus pe șotii, preocupat tot timpul, îndrăzneț, dotat cu un miros excelent, afectuos, loial, devotat stăpânului său, uneori timid, rezervat în prezența străinilor, iubește mult copiii și joacă cu aceștia, însă nu îi place să fie tachinat, deranjat prea mult de copii. Este în general fericit alături de un stăpân activ care să îi dea mereu ceva de făcut, fiindcă este un câine muncitor, dependent de muncă. Pumii este un competitor foarte bun în competițiile canine, în cadrul întrecerilor între câini, foarte popular pentru agilitatea sa, este folosit în competițiile de obediență și dans canin. Socializarea trebuie începută încă de timpuriu, atât față de oameni, cât și față de celelalte animale din gospodărie. Dresajul trebuie realizat corect, adecvat, consecvent, cu fermitate și profesionalism, cu calm, răbdare, înțelegere și iubire din partea stăpânului său. Recomand pe această cale tuturor iubitorilor de patrupede canine folosirea recompenselor alimentare în timpul cursului de dresaj pentru a-i capta atenția, motiva, stimula, ca pe viitor câinele să îndeplinească mult mai bine și mai atent comenzile primite de la stăpânul său. Pumii este un câine foarte rezistent la intemperii, robust, sănătos pe întreaga sa durată de viață. La unele exemplare pot să mai apară, însă unele boli, la un moment dat, cum ar fi luxația patelară, displazia de șold, hiporoidismul, etc. Dragii mei iubitori de patrupede canine, Pumii este un câine foarte bun, frumos, deosebit, năstrușnic, certăreț, așa cum este în general firea terierilor, însă plăcut, simpatic, un companion ideal pentru persoanele active,
Celor ce le plac mult activitățile sportive, jogging-ul, flyball-ul, etc., este un prieten devotat la bine și la greu, desăvârșit, veritabil. Zilnic trebuie efectuate plimbări pe distanțe lungi, alergare, exerciții, antrenamente, joacă cu el pentru a își elibera din energie, cât și pentru a fi stimulați fizic și mental. Evitați să îi țineți închiși timp îndelungat, fiindcă pot deveni în timp nervoși, anxioși, agresivi. Asigurați-le libertate de mișcare în aer liber, zilnic, minim 30-40 de minute, în 2-3 reprize, fiindcă altfel pot deveni destructivi. Preferă joaca cu copiii, dar vă recomand o supraveghere îndeaproape a tuturor interacțiunilor dintre câini și copii, pentru a se evita din start orice eveniment neplăcut. Învățați-vă copiii din timp cum să se comporte în preajma câinilor, să nu îi lovească intenționat, să nu îi tragă de coadă sau de urechi, să nu le ia niciodată mâncarea din față atunci când aceștia mănâncă, să nu îi deranjeze atunci când, virgulă, câinii dorm prin diferite zgomote puternice, fiindcă câinii se pot speria și pot ulterior să aibă un comportament agresiv, să nu intre pe teritoriul lor fără acceptul stăpânului sau în lipsa acestuia, etc. Dragii mei iubitori de animale de companie, cam acestea au fost de spus în mare despre câinele din rasa Pumi. Vă mulțumesc din inimă tuturor celor ce v-ați abonat deja la acest canal intitulat Animalul tău de companie de pe YouTube. Vă aștept cu drag și multă iubire și pe toți ceilalți care nu v-ați abonat să vă abonați pentru a cunoaște împreună zi de zi noi date, cunoștințe despre toate animalele de companie și nu numai, dragi nouă tuturor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Vă rog mult din suflet să nu uitați după vizionarea acestui episod de like, share și subscribe, fiindcă fără voi nu pot exista. Cu drag, Cătălin. Pe curând!